Sau și bine v-am găsit la un nou episod din The Forest. Hai să continuăm. Am găsit vaporul în sfârșit. Hai să luăm ce iteme am găsit pe el. Probabil sunt aceleași iteme pe care le găseam și data trecută. Nu-mi contează. Uite, am găsit și toporul ăla șmecher. Au rezolvat până la urmă problema cu el. Oh, au rezolvat problema cu ăsta. Pot să-l folosesc. Cred că de acum numai pe ăsta îl folosesc. Că uite ce badass arată. Sper să nu fie rechin în zona asta și să pot să ajung la vapor în siguranță. Totuși sunt pescăruși ăștia pe care aș vrea să-i... Și un curcubeu. Da, de la ăștia ții o grămadă de pene. O tonă de pene. Ei, nu mă încoace. Mie nu-mi face plăcere să fac chestia asta, dar... Cu penele ți-ei... îți faci săgeți. Și chiar așa, hai să facem o grămadă de săgeți. Și de iteme am în inventory. Pene. Prea multe pene. Ok, nu mai am destule. Să mai luăm câteva. What the fuck? I-am dat una și ea sări. Deci îi dai una cu bățul, pac. Și sar pene din ea. Stai, poți să... Poți să... Îi vânez, oare? Ce tare a fost asta! Eh, da. Deja mă cred prea profesionist. Da, de la un metru nu nimeresc. Bun. Bună treabă. Bine, hai, consum toate săgețile așa. Mie în principiu se fac foarte ușor, așa că na. Da. Oricum, e de știut. Dacă vreau pene, vin aici pe plajă, că sunt foarte mulți pescăruși. Double kill. Și am mărit ăla la maxim. Să vedem ce mai găsim pe aici. Nu mai pot să iau... sunt full la medicamente și asta? Ia. Yeah. Stai așa o secundă să folosesc una. Da, eram full. Sau era băguit. Una din două. Ce-am făcut aici de păsări moarte? Ia să mă încoace. Ia, ești una de... Ia, vină mai. Îți dau cu piatra. Faza e că explodează penele și trebuie să stai să le prinzi pe aia. Una pe aici. Peste tot. Punem una asta, punem niște pene. Bun, avem săgeți, 15 săgeți, ne ajung, sincer. Hai să vedem dacă reușim să ajungem la vapor fără să ne mănânce vreun rechin. Știu că rechinii sunt exact aici. Așa că va fi destul de dificil. Înțeleg ce nu bagă asta în inventory în momentul în care se bagă în apă, adică cum e, cum înnoți cu toporul în mână. N-are nicio logică. Nici măcar de-ai putea să-l folosești, știi? Dar nici să-l folosești nu te lasă. Ar fi trebuit să fac eu un temporary shelter în caz că mor pe aici aiurea. Dar sper să nu fie vreun rechin prin zonă. Bun, am ajuns la vapor. Pă, chestia aia aveam deja. E un scroll, niște rope. Avem nevoie de rope. Cât mai multă. Bă, dar unii... Nu-mi zic că nu mai este flare gun în joc. Sau e pe jos iarăși. Zim că nu e... Că n-am... A, măcar avem ăsta. Cântă ceva? What? E băguit. Merge să dai restore energy măcar? Pe bune acum, nici nu funcționează. Sau stai? I-am pus baterii. Nu?
Nu face nimic cu bateriile, pur și simplu le-am consumat degeaba, pe nimic. L to play. Și nu face nimic cu el. E foarte ciudat, l-au băguit. Iar flare gun-ul nu mai există. Bă, sunt foarte dezamăgit, sincer. E că da, sunt mulțumit că am găsit casetofonul și dacă îl rezolv o să-l avem deja. Dar e destul de iurea că nu te lasă să faci nimic cu el momentan. Nu știu ce-au făcut. Mergea înainte. Totuși asta e o barcă destul de scumpă. Și era o grămadă de snack-uri, era o grămadă de chestii aici. Nu mai e nimic. No, nu e nimic aici. Bun, păi să ne toacem acasă. Sper să nu mă muște vreun rechin în curând. N-avem, chiar n-are rost. Nu avem ce să mai facem aici. Bine că m-am convins care-i treaba cu vaporul, l-am găsit. Ăsta era golul meu, vreau să-l găsesc neapărat. Și vezi că acum apare, data trecută nu apărea. Deci era un bug. Da, eu sunt mulțumit măcar că am găsit vaporul și putem să ne întoarcem la bază liniștiți. Plus că am găsit toporul ăsta șmecher pe care chiar îl vroiam. Și chiar o să-l folosesc numai pe ăsta de acum. Și care arată prea badass. Uitați-vă și voi la el. S-a curățat instant, nu știu cum naiba. Ah, că am fost în apă. Da, am înțeles acum. Arăta mai mișto cu sânge pe el. Da, hai să ne întoarcem spre bază. Vezi că unele topoare, în momentul în care dai cu ele, dă mai puternic și cu unele dă mai puțin, dă mai slab, nu știu. Cu asta am impresia că e mai greu și de asta dă mai... se chinui mai mult când dă cu el. Da, am distrus o valiză și deja are sânge pe el, adică... avea sânge valiza și s-a murdărit sau cum funcționează? Bă, cât de aproape suntem de plajă, nu știam, eu m-am dus pe partea cealaltă, dar dacă merg drept înainte pe aici, ajung la plajă instant. Avem canibali în bază cumva? Am pe unul care își face de cap cu trapul meu. Grămadă de buruieni aici, să le scot. Pe asta nici nu pot să le scot. Pot să pun... ia stai. Asta cu asta... pot să le pun la toate. Chestia de aia pe... solitare. Bun. Ne uităm aici. Mă gândeam la o chestie. Și să vezi că sunt... da, de fapt nu, uite. Hai să facem un small cabin, că nu avem. Mă gândeam să fac pathway de ăsta către toate chestiile. Sau eventual să fac, cum îi zicem, uite, podea de asta, peste tot în bază, peste tot, peste tot pe aici. Și să arate ca și cum ar fi, ca și cum ai avea podea. Pur și simplu ca și cum ai avea podea. E idee bună, cred eu. Dar lăsați-mi și voi în comentarii ce părere aveți. Ați vrea să facem chestia asta? Eu nu cred că ar arăta mișto și ar fi o chestie unică. E o chestie pe care n-am mai făcut-o până acum. N-am dat foc din greșeala asta. Poți să dau foc la copaci? Yep, poți să dau foc la copaci. Nu știu dacă a fost o idee foarte bună. Să încerc să-l tai pe ăsta rapid până când nu se distruge de tot. A, nici nu mai merge să-l tai. A, ba da, mergem. Azi că o să cadă copacii ăștia și nu o să pot să-i folosesc. Așa, am luat și-o foc acum. Bun, trebuie să-i tai rapid. Cel puțin doi din ei, sper. A? A luat foc, dar nu s-a întâmplat nimic. Cu ăla, în episodul trecut, căzuse pe jos așa, săracul.
Vezi că poate vor avea și ăștia aceeași soartă, dar văd că nu. Au rezistat. A, uite, unul din ei a căzut acum, unul pe care nu l-am tăiat eu. Și n-au rezistat toți până la urmă. Da, și ăsta iar, cred că e moale așa. A, ba nu. What? Ba, voi vedeți cât de lung e ăsta? Adică... What? Da. Deci copacii ăștia cam așa de mari sunt. Dacă îi tai, îți dau doar câteva bucățele de lemn. Nu știu, nu înțeleg cum funcționează asta. Ok, mai avem două aici. Sau trei. Bine măcar că pot să fac zic când vreau eu. Și nu mai suntem forțați să jucăm pe noapte. Mai țineți minte în episoadele mai vechi, când jucam pe noapte o grămadă, că nu puteam să fac zi, că era băguit și nu mergea deloc. Ei, acum măcar merge să schimbi timpul. Nu merge tot timpul. În momentul în care ai canibal pe lângă tine, nu poți să dormi. E logic. Dar cum ai scăpat de ei și ați văzut că scap destul de repede de ei, poți să dormi, faci zi afară și joci pe timp de zi. Ceea ce pentru mine e perfect, pentru că pe YouTube e greu să joci noaptea. Adică pentru mine e ușor, dar pentru voi e greu să vedeți ce se întâmplă. Și atunci prefer să filmez majoritatea jocurilor pe timp de zi. Bine, dacă joc ceva horror, atunci și alea sunt foarte întunecate. Acolo chiar n-ai ce să faci și să dai brightness-ul mai sus. E destul de iure. Au rezolvat-o și asta? Da, au rezolvat-o. Hai să dăm și un save dacă tot am făcut ăsta aici. Bun. Unde e pathway-ul meu? Pathway-ul meu e aici. Hai să vă pot să pun pathway de ăsta sub obiectele pe care deja le-am plasat. Wooden path. Da, pot. Hai să punem unul aici. Avem nevoie de 3 bucăți. Faza e că pathway-ul ăsta nu are, nu cere foarte multe chestii. De exemplu, la guard ai nevoie de 5 loguri. La pathway ai nevoie doar de 3. Și atunci am putea să facem pathway-ul ăsta, să facem ca un covor, așa, ca o podea, practic, la bază. Și cred că ar fi foarte fain. Și mai avem nevoie de încă o bucată. Cred că se face noapte în curând. Oricum, timpul ăsta acum. Deci, acum e perfect. Cum se vede acum atmosfera și peisajul. Și încă două bucăți. Și dacă pun asta așa, de exemplu, dacă iau una de asta și pun exact lângă și mai iau una de asta și pun exact lângă și pe ea. Așa vine? Nu. Să pun exact. Ei, și acum, hai să mai tem un copac și dintr-un copac de asta cred că rezolvăm. Dar ce mi-a schimbat toporul? Vreau să folosesc pe ăsta. Și parcă merge și mai repede ăsta decât celălalt. Sau poate am eu impresia asta. Bine, animația e diferită. Parcă bagă și se chinuie puțin până când scoate toporul. Pe unul din ele l-am pus. A, și mai avem încă două locuri aici, dar nu luminează. Ok, bine că știu, pot să mă întorc să le iau. A, ok, aici. Și încă două, deși nu o să le folosesc pe amândouă.
Am nevoie de unul, să punem. Am făcut astea trei în linie, așa, ca să vă arăt cam cum are și cu toată, cu tot pathway-ul ăsta. Na, cam așa ar ieși. Dacă n-ar mai fi buruienile astea, ar fi și mai bine, dar... prea am ce să fac în cazul ăsta. E vină mă încoace. S-am tras în freză. Chiar n-ai nimic de zis? Poc. Gata. Te-ai liniște. Cam așa se rezolvă problema cu arcul. Holy shit. Au venit toți. Bagă, dă drumul la focuri. Suntem atacați. Nu! Ia uite-l pe ăsta. Bine, direct pe foc te-ai dus. Ești tare. Te duce mintea mai mult decât pe maimuță. Oh. Bă, ce-a... What the fuck, ce-a fost sunetul ăla? Am barat lovitura și s-a auzit ciudat rău de tot. Ia de tot drumul la focul ăsta. Nu pot să dau drumul la FG. Ok, ne urcăm în bază. Că au venit cam mulți. Dar cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și nu uitați să lăsați și un comentariu în legătură cu aia. Vreți să facem un pathway de jur împrejur așa sau... vedem. Pa, pa!